despre cinstitul cap al Sfântului Ioan Botezătorul, despre îndrăzneala femeiască și despre femeile desfronate și despre dansul drăcesc. Să auzim așadar, toți câți facem fapte de virtute, dar suferim necazuri de la oamenii răi că și atunci Dumnezeu a îngăduit să fie junghiat, cel care a trăit în pustie, cel încins cu cingătoare de piele, cel îmbrăcat cu haină de păr. Profetul, cel mai mare profet dintre toți profeții, decât care altul mai mare n-a fost între cei născuți din femei. A îngăduit Dumnezeu să fie junghiat de o fată desfrânată și stricată, omul care apăra legile dumnezeiești gândindu-ne dar la acestea, să îndurăm cu curaj oricât am suferit. Că și atunci ucigașa și nelegiuita aceea a dorit să se răzbune atât cât a putut pe cel ce o supărase. Și-a săturat mânia și Dumnezeu îngăduia. Și doar Ioan nu-i spusese ei nimic, nu o acuzase pe ea, ci pe bărbatul ei îl învinuia. Dar conștiința ei era acuzator cumplit. De aceea, mâniată și furioasă, pornește cu furie spre păcate și mai mari, și murdărește deopotrivă pe toți, pe ea, pe fata ei, pe soțul răposat, pe soțul adulter cu care trăia. Se luptă să facă păcate și mai mari decât cele dinainte. Dacă nu suferi că bărbatul meu este un adulter, pare-i spune ea lui Ioan Botezătorul, Ei bine, eu îl voi face și ucigaș îl voi face să te ucidă pe tine acuzatorul lui. Ascultați toți câți faceți mai mult decât trebuie gustul femeilor. Ascultați toți câți faceți jurăminte pe neștiute, câți faceți pe alții stăpâni pe gândurile și voința voastră, spre pierderea voastră, și vă săpați voi înși vă groapa, că și ei rod așa a pierit. Se aștepta ca fata să-i ceară un dar vrednic de ospățul ce-l dădea, era doar o copilă, era la o spăți, la o serbare și se aștepta să-i ceară un dar frumos și plăcut, nu capul botezătorului, dar s-a înșelat. Cu toate acestea, nimic nu-l dezvinovățește pe Irod, chiar dacă fata aceea ar fi avut sufletul unor barbari care se luptă cu fiarele sălbatice. Irod n-ar fi trebuit să-și piardă mințile, nici să se pună în slujba unei porunci atât de tiranice. Mai întâi, Cine nu s-ar fi cutremurat la vederea acelui sfânt cap adus la ospăț, din care picura sânge? Și totuși, nu s-a cutremurat nici nelegiuitul Irod, nici femeia lui mai blestemată decât el. Așa sunt femeile desfrânate, sunt mai îndrăznețe și mai crude decât orice om. Dacă noi care auzim aceste cuvinte ne cutremurăm, cât trebuie să fi cutremurat atunci priveliște aceea? Care erau simțămintele oaspeților când au văzut în mijlocul ospățului capul acela de curând tăiat, din care picura sânge? Dar pe setoasa de sânge Irodiada, pe femeia mai sălbatică decât elele, pe ea n-a mișcat-o deloc vederea aceasta, ce a desfătat-o. Ar fi trebuit, dacă nu de altă pricină, cel puțin din pricina vederii acelui cap tăiat, ar fi trebuit să-i amorțească sufletul dar așa ceva n-a pățit ucigașa și setoasa de sângele profeților. Așa e desfrânarea. Nu face numai desfrânați, ci și ucigași. Femeile care doresc să facă adulter sunt gata să ucidă și pe soții lor. Sunt gata să facă nu numai o crimă, nici două, ci nenumărate. Mulți sunt martorii unor astfel de drame. Lucrul acesta l-a făcut atunci Irodiada, Nădăjduind că prin uciderea lui Ioan, păcatul său are să-i fie uitat și acoperit, dar a ieșit cu totul altceva, că Ioan a strigat mai tare după ce a fost ucis. Răutatea însă se uită numai la prezent, ca și cei cuprinși de friguri care cer apă rece atunci când nu trebuie. Dacă Irodiada n-ar fi ucis pe acuzatorul ei, păcatul ei n-ar fi ajuns atât de cunoscut. Când Irod l-a aruncat în închisoare pe Ioan, ucenicii lui n-au spus nimic. Dar când l-au omorât, au fost siliți să spună pricina uciderii. Voiau să ascundă adulterul Irodiadei. Nu voiau să trâmbițeze păcatele semenilor lor. Dar când uciderea lui Ioan i-a silit, atunci dezvăluie lumii tot păcatul Irodiadei. Ucenicii lui Ioan sunt siliți, deci, să spună pricina uciderei lui Ioan ca să nu se spună pe nedrept că și dascălul lor a fost ucis pentru aceeași pricină ca și Teuda și Iuda. Deci, cu cât ai vrea să ascunzi în acest chip păcatul, cu atât mai mult îl dezgolești. Păcatul nu se ascunde prin adaos de păcate, ci prin pocăință și mărturisire. Uită-te și la chipul în care istorisește Evanghelistul Matei întâmplarea. Nu apasă pe nimeni. Pe cât îi stă în putință, chiar le ia apărarea. Despre Irod spune, pentru jurământ și pentru oaspeți, și că s-a întristat. Despre fată, că a fost îndemnată de mama ei și că i-a adus mamei ei capul, ca și cum evanghelistul ar spune, amplind porunca mamei sale. Toți drepții suferă, nu pentru cei care suferă nedreptăți, ci pentru cei care fac nedreptăți, pentru că aceștia sunt cei care suferă nedreptățile nici Ioan Botezătorul n-a suferit vreo nedreptate, ci cei care l-au ucis. Să imităm și noi pe drepți și să nu trâmbițăm păcatele semenilor noștri, ci pe cât putem să le ținem sub umbră, să avem suflet de filozof. Evanghelistul Matei a vorbit și el de Irodiada, femeia desfrânată și ucigașă, dar cât i-a stat în putință, n-a apăsat-o, nici n-a spus, a fost îndemnată de ucigașă de blestemată, ce a fost îndemnată de mama ei, a întrebuințat cel mai frumos nume din toate numele. Tu însă o cărăști, tu vorbești de rău pe semenul tău și n-ai suferit vreodată să vorbești de semenul tău care te-a supărat, așa cum a vorbit Evanghelistul Matei de desfrânată, ci cu multă sălbăticie, cu ocări, numindu-l viclean, făcător de rele și eret, prost și în alte multe chipuri mai grele ca acestea. Ne sălbăticim chiar și mai mult și, ca și cum am vorbit de oameni de altă speță decât noi, îi bărfim, îi ocărâm, îi suduim. Sfinții n-au făcut așa, ci îi plâng pe păcătoși mai mult decât să-i blesteme. Să facem și noi tot așa, să plângem pe Irodiada și pe toți care sunt la fel cu ea se dau și acum multe o ospețe asemănătoare ospățului lui Irod. Chiar dacă nu-i ucis Ioan Botezătorul, dar sunt ucise mădularele lui Hristos și cu mult mai cumplit. Dansatoarele de astăzi nu cer pe tipsie capul, ci sufletele comesenilor. Când îi fac sclavi, când le înfierbântă sufletele cu amoruri nelegiuite, când îi înconjură cu femei desfrânate, nu le tai capetele, ci le jungie sufletele, făcând din ei adulteri, stricați și desfrânați. Să nu-mi spui mie că nu ți se vatămă cu nimic sufletul dacă bei vin, dacă te îmbeți, dacă te uiți la o femeie care dansează și cântă cântece de rușine. Să nu-mi spui că, biruit de plăcere, nu cază în desfrânare și tu să vârșești păcatul acela înfricoșător pentru că faci mădularele lui Hristos mădulare ale unei desfrânate. 1 Corinteni 6,15 Chiar dacă nu-i de față fata Irodiadei, dar este de față diavolul care a dansat atunci prin ea și diavolul dănțuiește acum prin desfrânatele acestea și pleacă ducând cu el roabe sufletele tuturor oaspeților. Dacă puteți să nu vă îmbătați, totuși sunteți părtași la un păcat și mai cumplit. Niște ospețe ca acestea sunt totdeauna fructul hoțiilor și jafurilor. Nu te uita la carnea de pe masă, nici la dulciuri, ci gândește-te prin ce mijloace au fost adunate. Și vei găsi că sunt adunate prin asuprire, prin silnicie, prin zgârcenie, prin jaf. Dar ospețele la care iau parte eu, mi-ai putea spune, nu sunt de felul acestora să nu fie, nici eu nu vreau. Dar chiar dacă o ospețele la care luați parte se fac cu bani munciți și cinstiți, totuși, nici așa o ospețele luxoase nu sunt lipsite de păcate. Ascultă-l pe profetul Amos, cum ține de rău chiar aceste ospețe zicând așa, Vai de cei care beau vin strecurat și se parfumează cu cele mai defrunte parfumuri. Amos 6.6 Vezi, dar, că și luxul este învinuit. Profetul învinuiește aici nu numai lăcomia, ci și viața luxoasă. Tu mănânci peste măsură, iar Hristos nu are nici cele de trebuință cu care să-și ogoiască foamea. Tu mănânci felurite dulciuri, iar El nici pâine uscată. Tu bei vin de tasos, iar Lui, care însetează, nu i-ai dat niciun pahar cu apă rece. Tu te culci pe saltele moi și înflorate, iar el îngheață de frig. De aceea, chiar dacă o spețele n-au la temelia lor jaful și lăcomia, sunt tot așa de blestemate, pentru că la astfel de o spețe și bei peste trebuință, iar lui Hristos nu-i dai nici cât îi trebuie, deși tu te desfătezi cu cele ale lui. Dacă ai fi epitropul unui copil și ai luat toate averile lui, iar pe el l-ai lăsa în cea mai cruntă sărăcie, nu-i așa că toată lumea te-ar acuza și ai fi pedepsit de legi? Și nu s-o oare că n-ai fi tras la răspundere și pedepsit când cheltuiești în zadar averile pe care le-ai luat de la Hristos? Nu spun aceste cuvinte celor care aduc la mesele lor femei desfrânate. Cu aceștia nici nu stau de vorbă, după cum nu stau de vorbă nici cu câinii nu spun aceste cuvinte nici jefuitorilor, lacumilor și celor care giftuiesc pe alții. N-am nicio părtășie cu ei, după cum n-am nicio părtășie nici cu porcii, nici cu lupii, ci le spun celor care se bucură singuri de averea lor, dar nu dau altora, celor care își mănâncă singuri averea moștenită de la părinți. Să se știe că nici aceștia nu sunt scutiți de vină. Spune-mi, cum ai să scap de vină cum ai să fii fără de păcat când parazitul tău se giftuie, când câinele stă lângă masa ta, iar Hristos nu se vede învrednicit nici cu atâta, când unul primește de la tine atâtea bunătăți pentru că te face să râzi, iar Hristos nu primește nicio firimitură, deși îți deschide împărăția cerurilor. Când unul pleacă încărcat de bunătăți pentru că ți-a spus o glumă, iar Hristos care ne-a dat niște învățături ca acestea, fără de care nu ne-am deosebit nici de câini, nu-i învrednicit de aceleași bunătăți ca celălalt. Te cutremuri când auzi cuvintele mele, dar cutremură-te și de faptele tale. Dă afară din casa ta paraziții și cheamă pe Hristos ca să stea la masă cu tine. Dacă Hristos se va împărtăși din mâncărurile și din masa ta, te va judeca cu blândețe în ziua cea înfricoșătoare. Hristos știe să respecte masa. Dacă știu lucrul acesta, îl hari cu mult mai mult stăpânul. Gândește-te că pe femeia cea păcătoasă a mântuit-o domnul stând la masă, iar pe Simon l-a ținut de rău zicându-i sărutare, nu mi-ai dat. Dacă Hristos te hrănește, cu toate că tu nu faci lucrul acesta, cu mult mai mult te va răsplăti dacă îl faci nu te uita că săracul vine la tine murdar și în zdrențe, ci gândește-te că prin el Hristos îți trece pragul casei și încetează cu cruzimea ta, cu cuvintele neomenoase cu care împroști pe săracii cei ce bat la ușa ta, numindu-i șarlatani, trândavi și cu alte cuvinte mai grele ca acestea. Când le arunci în obraz aceste cuvinte, gândește-te ce fac măscăricii pe care i-ai invitat la masă, ce folos să-ți aduc casei tale? Îți fac plăcut ospățul? Cum poți să ți-l facă plăcut când se lasă pălmuiți de alții și spun măscării? Nu e o rușine mai mare decât atunci când lovești pe cel făcut după chipul lui Dumnezeu, când te distrezi din insulta ce i-o aduci, când faci din casa ta teatru, când umpli ospățul cu comedianți, când tu, om de neam bun și liber, faci ceea ce fac sclavii pe scenă, că și pe scenă e râs și pe scenă se dau palme. Spune-mi, numești tu distracție ceea ce merită și roaie de lacrimi, plânset și suspine? Ar trebui să îndrumezi pe oaspeții tăi spre o viață serioasă? Ar trebui să-i sfătuiești să facă ceea ce se cuvine? Dar tu îi îndemn să înjure să spună cuvinte nepotrivite și numești aceasta distracție. Socotești temei de plăcere ceea ce-i temei de munca iadului. Când paraziții aceștia nu mai știu să spună niciun cuvânt de spirit, nici o glumă, atunci totul se termină cu jurăminte și jurăminte false. Sunt oare vrednici aceștia să te facă să râzi sau să plângi și să suspini? Care om cu judecat ar putea o spune? Nu spun lucrurile acestea ca să vă împiedic să vă distrați. Distrați-vă, dar nu cu un astfel de preț. Hrana voastră să fie temei de iubire de oameni, de milostenie, nu de cruzimi. Hrăneșteți oaspetele pentru că e sărac. Hrănește-l pentru că se hrănește Hristos. Nu-l hrăni pentru că spune cuvinte drăcești, pentru că se înjosește. Nu te uita că fața îi râde, ci cercetează-i sufletul și atunci vei vedea că își blestemă de mii de ori viața, că oftează și suspină. Dacă nu-ți arată viața lui cea grea și nenorocită, apoi o face pentru tine, ca să te distreze. Să fie dar oaspeți ai tăi oamenii sărați și liberi, nu cei care se jură pe nedrept, nu comedianții. Dacă vrei să ai răsplată pentru mâncarea ce le dai, poruncește-le să mustre și să îndrepte dacă văd că se face ceva nepotrivit în casa ta. Poruncește-le să-ți ajute la purtarea de grijă a casei, la supravegherea slugilor. Ai copii? fă și pe ei tatăl copiilor tăi să împartă cu tine purtarea de grijă de copii, să-ți aducă câștiguri bine plăcute lui Dumnezeu. Pune-i pe ei la o neguțătorie duhovnicească. Dacă vezi pe unii că au nevoie de sprijin, poruncește-le să te ajute, poruncește-le să te slujească. Prin ei culege pe străini de pe drumuri, prin ei îmbracă pe cei goi, prin ei trimite ajutoare celor întemnițați, prin ei scoate pe alții din nevoi. Aceasta să-ți fie răsplata hranei pe care le-o dai, de folos și ție și lor și fără de osând. Prin ei și prietenia dintre tine și ei se strânge mult mai mult, altfel chiar dacă parcă te iubesc, totuși se rușinează de tine că sunt hrăniți de pomană. Dacă însă îți fac astfel de servicii, se simt mai la largul lor la masa ta, iar tu le dai de mâncare cu mai multă plăcere, la gândul că cheltuiala nu ți este zadarnică. Ei îți calcă pragul casei tale cu curaj și în toată voia, iar casa ta va ajunge biserică în loc de teatru. Diavolul va fi alungat și va intra în casa ta Hristos, Va intra corul îngerilor, că unde e Hristos, acolo sunt și îngerii, iar unde sunt Hristos și îngerii, acolo e și cerul, acolo e lumină mai strălucitoare decât lumina soarelui acestuia pământesc. Iar dacă vrei să culegi și o altă mângâiere de pe urma acestora, pe care îi chem la masa ta, poruncește-le ca atunci când au răgaz, să ia Biblia în mâini și să citească legea Dumnezeiască. Astfel de ospețe îți vor fi mai plăcute decât celelalte. Te fac și pe tine și pe oaspeții tăi mai vrednici. Celelalte specie acoperă de rușine și pe gazdă și pe invitați. Pe tine gazda pentru că insulți și te îmbeți, iar pe invitați că ajung niște ticăloși și niște giftuiți. Dacă dai de mâncare unui sărac ca să-l insulți, apoi fapta ta e mai cumplită decât dacă l-ai omorât. Dar dacă îi dai de mâncare ca să-i vii în ajutor și să-i fii de folos, atunci fapta ta este mai bună decât dacă ai scăpat de la moarte un osândit. Făcând altfel însă, îl înjosești mai mult decât pe slugile tale, că slugile tale au mai mult curaj și mai multă libertate decât el în gând și mișcări. Dacă te vei purta așa, îl vei face egal cu îngerii. Liberează-te dar și pe tine și pe el nu mai spune de săracul care îți cere de mâncare că trăiește pe spinarea ta, nu-l mai numi parazit, numește-l oaspetele tău, nu-i mai spune lingușitor, numește-l prieten. Pentru aceasta a lăsat Dumnezeu prietenia nu spre răul celor iubiți și al celor ce iubesc, ci spre binele și folosul lor. Prieteniile de la o spețele la care se bea și se mănâncă peste măsură sunt mai groaznice decât dușmăniile Că de pe urma dușmanilor, dacă voim, putem chiar să câștigăm, să ne folosim, dar de pe urma prietenilor de la chefuri și beții, nu putem avea decât pagubă. Nu ține, dar, lângă tine, prieteni care sunt dascălii pagubei tale. Nu ține lângă tine, prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. Că toți aceștia termină și cu prietenia odată ce au terminat masa și petrecerea, ceilalți însă. Prietenii de dragul virtuții rămân veșnic lângă tine, îndură alături de tine toate durerile și toate necazurile tale. Prietenii de masă și de beții, neamul paraziților, de multe ori se răzbună pe tine și-ți fac nume prost. Cunosc mulți oameni vrednici care au căpătat o faimă proastă, făcută tocmai de prietenilor de chefuri și beții, au spus despre dânsii că sunt niște șarlatani niște desfârnați care strică casele altora, niște corupători de copii, și lumea de dă crezare, crede că trăiesc cu copiii odată ce nu se ocupă cu nimic și își irosesc viața fără rost. Să căutăm dar, să scăpăm de această faimă proastă, dar, înainte de toate, să căutăm să scăpăm de iad, să facem cele plăcute lui Dumnezeu, să punem odată capăt acestui obicei diavolesc, pentru ca atunci când mâncăm și bem, să facem toate spre slava lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm și de slava lui pe care facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.